autorităților un mesaj, chiar dacă ele nu sunt aici, și să strigăm cu toată forța noastră: It's ok to be gay! 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 Dreptul la căsătorie, dreptul la adopție, așa ceva vă interesează? Da, susțin. Adică trebuie să aibă aceleași drepturi ca și cuplurile heterosexuale, să pot lua alegeri unii pentru alții în situații de spitalizare, în situații de moșteniri, de adopții. Salut! Vă furăm două secunde! Suntem vlogări independenți. Am văzut că mergeți în direcția aia. Ce anume vreți din toată povestea asta? Vreau ca toată lumea să înțeleagă că fiecare poate să iubească pe oricine și că e problema fiecarei persoane ce face cu viața ei, atâta timp cât nu se bagă și distruge alte vieți. Și datorită faptului că noi vorbim aici despre sentimente de iubire, mi se pare că asta este ceva pozitiv și pașnic și atunci nu înțeleg de ce ar trebui să ne băgăm în casele oamenilor. Uite, că spuneai de distrus alte vieți. Ce părere ai despre moda occidentală aia de a bloca pubertatea folosind tratamente hormonale? Sincer, nu știu nimic despre chestia asta, îmi pare rău. Am înțeles. Bine. Mersi mult. Ciao, ciao. Salut. Hello. Hello. Freedom Alternative, vlogger independenți. Și am văzut portrapelul. Sau, mă rog, ceva ce încearcă să fie portrapel. Ce anume vreți să obțineți prin toată manifestarea? Ce vă interesează? Vrem să fim observați, cred că. Nu sunteți destul de observați? Nu, în sensul în care eu, de exemplu, am pățit anumite chestii foarte nașpa în Cluj-Napoca și am apelat la poliție din cauza respectivă și nu am primit niciun feedback. Adică noi suntem aici ca niște... trăim ca niște victime, cum ar veni, și chiar vrem să trecem peste... Am înțeles. Mersi mult! Ciao, ciao! De ce anume ați ieșit în stradă? Ce vede fiecare dintre voi? Pentru că iubirea nu ți se definește între ce ai între picioare, ci omul în sine. Am înțeles. Bine, da. Îți drepturi. Drepturi legate de? De comunitatea LGBT. Poți să-mi spui unul dintre ele care ai încălcat mai frecvent? Sau care nu există? Care nu există? Păi, în România n-ai nici voie să mergi de mână cu prietenul sau prietena, fără ca cineva să se uite strâm sau în ce mă rog ca să se și ia de tine. Sau o familie, sau... Ți se întâmplă des să se ia lumea de tine pe stradă? Nu. Ziua! Ai, două secunde! Nu. Hai că te-am văzut cu stegulețul. Ok. Așa. Zi-mi de ce ești astăzi aici? Sincer, am trecut prin trecerea în bacul luni, dar chiar dacă am bacul luni, nu pot să ratez chestia asta, pentru că mi se pare super fain și mi se pare că atâta timp cât oamenii se iubesc între ei, pot să facă ce vor. Am înțeles. Faci parte din comunitate? Nu, sincer nu, dar îi susțin. Mami? Și mami. Nu, zic. E mama ta? Da, e mama mea. Înțeles. Și e așa, ea e între și am zis, mami, hai să vezi, că nu e așa ce... zice toată lumea, nu e chiar așa rău. Reeducăm părinții în scopul toleranței. Da, exact. Bun. Salut! Două secunde vă furăm. Freedom Alternative, toată echipa aici. Cu ce ocazie astăzi aici? La Pride. Sărbătoriți noi Pride-ul. Sărbătoriți Pride-ul, dar de obicei Pride-urile, mă rog, marșurile au un obiectiv anume. Ce anume vreți să obțineți? Awareness și mai multă acceptare pentru societate și pentru problemele încă existente. Crezi că România e un stat atât de intolerant? Avem coaliția pentru familie, nu? Există și în alte state genul ăsta de coaliție. Există și state în care s-a legalizat de foarte mult timp și sperăm. Vă înțeleg că vreți și legalizarea căsătoriei? Bineînțeles, nu? Credeți că se poate merge și mai departe de legalizare? Nu știu, adopții?
Pa, nu mă opresc, mă doresc, te rog, nu, am anxietate, nu? Da, de ce nu? Nu văd o problemă, mai că în timp, în timp, da. Mult timp. Nu știu, ești la curent cu știrile din comunitate? Mai mult din exterior, din nou, pentru că în România nu avem o platformă foarte dezvoltată, poate nu sunt nici eu destul parte, dar sper că merge mai bine treaba. Ce părere ai despre ideea de a bloca pubertatea copiilor folosind tratamente hormonale? Cu persoanele trans nu susțin complet orice identitate și o alege fiecare și aș dori libertate mai mare. Poate de la 18 ani cred că e ok. E vorba de copii totuși mult mai mici, de 10-12 ani. Da, e o problemă delicată și de siguranță, dar foarte multe persoane sunt sigure de la o vârstă fragedă de ce vor și... Ok. Mersi mult! Ciao, ciao! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Lasă-mă, hai, lasă, lasă! Ai DF-ul, ai DF-ul? Da, dar nu observa nimeni, așa că degeaba. Degeaba, nu? Nu, 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 prea subtil. Padre! Prea subtil, zi. Tu ce cauți aici? Ce că am venit să văd niște prieteni, ce să fac, ce să caut? Ah. Am văzut la interviul acum, că ce vrei să mă puneți pe mine acolo? Ce, te pun pe Facebook acolo, zic, uite, te-am văzut la, bă, da. Gay Pride, exact. Îți dau tag și la Institutul Reformat. Mai ce? N-avem electroșocuri. Salut! Servus, servus! Da. Cu camera după noi, da. Te salut! Da. Cum e? De ce aici? Am venit ca să manifestez alături de alți oameni, alți clujeni, pentru drepturi și libertăți civile, spre deosebire de marșul făcut de Noua Dreaptă în centrul orașului. Noi suntem ceva mai la periferie. În același timp am auzit din media că spuneau oamenii acolo că toleranța duce la egalitate și nu vor egalitate. Eu din potrivă mărșăluiesc aici pentru egalitate, pentru drepturi egale. Am înțeles. Cum e cu restul proiectelor legislative? Chiar săptămâna viitoare sper să depun un proiect pe spații verzi. Este un proiect care până la urmă vine dinspre societatea civilă, de la asociația, se numește ASOP, asociația unor oameni care, hai să vedem, ASOP vine, o să-mi amintesc imediat, dar ideea e că e un proiect negociat de societatea civilă și să sperăm că putem găsi adeziuni și dinspre putere, nu doar dinspre opoziție, pentru că e un proiect necesar. Un alt proiect pe care l-am depus este legat de un coș de consum care să fie corelat cu un salariu minim. Vom avea o dezbatere în cadrul Comisiei de Muncă săptămâna viitoare. Să sperăm că o să fie prezenți oameni de la putere, dar și din opoziție și dinspre sindicate, s-au anunțat câțiva. Și poate spre finalul toamnei vom avea acest proiect pe care l-am depus deja în Parlament, în care cerem ca salariul minim să fie corelat cu niște date mai obiective, un coș de consum, ca de la finalul anului să vedem trecut un astfel de proiect, dar trebuie să mai lucrăm pe acel coș de consum alături de oameni de la Institutul Național pentru Statistică și Institutul pentru Cercetarea Calității. Am înțeles, mersi mult! Ciao, ciao! Vă salut, domn profesor! Salut! De la Freedom Alternative. Știm de mult. Cu ce ocazie? Inamicii de clasă. Absolut! Cu ce ocazie pe aici? Când venim la Pride să ne exprimăm solidaritatea cu minoritățile sexuale din România. Am înțeles. Vi se par discriminate? Nu trebuie să faci un Pride ca să fie discriminate. Să o ocupăm ca și cum ai face zilele orașului. Poți să sărbătorești Clujul la zilele orașului și minoritățile astea la minoritățile astea. Centenarul la centenar. Am înțeles. E pe bune. Din ce ați mai discutat cu ei, ce anume vor să scoată în evidență? Păi acum am ajuns. Bănuiesc că vor să scoată în evidență faptul că există. Salut! 2 secunde vă fur, okay. La toate 3. De ce aici, astăzi? Am vrut să susțin comunitatea și să fiu aici ca să mă simt bine și să mă simt eu. Majoritatea casului mă simt inconfortabilă, spun oamenilor că da, asta sunt eu. Faci parte din comunitate? Da.
Am înțeles. Pot să fiu foarte nepoliticos, te întreb câți ani ai? 15. Și prietenele tale, aceeași vârstă? Da. Am înțeles. Mersi mult. Ciao, ciao. Salut. Îmi dai 2 minute? Că am văzut pancarta. Da, sigur, sigur. Așa. Ce anume vreți să spuneți cu chestia aia? Vreau să transmit un mesaj intersecțional. Așa, Google așa. That. Așa, asta ce înseamnă? Explică-ne tu, că suntem aici. E o formă de feminism care înglobează mai multe ideologii și care face referire la mai multe experiențe opresive. Am înțeles. Și ți se pare că Antifa face parte din feminism? Da, cum să nu. Da, poate face parte, cum să nu. Ok, mersi mult. Vrei să-și explic sau preferi să cauți poți, pe Google? Dacă poți, te rog. Păi, Antifa e o mișcare împotriva fascismului. Așa. Și înglobează, mă rog, feminismul înglobează Antifa și Antifa înglobează feminismul. Pentru că se referă la modul în care patriarhatul și misoginismul se reflectă asupra mai multor persoane, inclusiv persoane queer, inclusiv persoane trans, inclusiv femei, și o luptă comună împotriva fascismului. Pentru că fascismul are și o latură super misogină. Am înțeles. Mersi mult! Ciao, ciao! Hello! I've seen the, thank you. The badges. Yeah. And... A few words for an independent vlogger in Cluj. Yeah, I sure. Where are you from? I'm from Cologne, from your sister city or twin city in Germany, and we have a huge lesbian demonstration in the eve before the big parade, and it's called the Dyke March, which is in the North American and German European tradition. And so thousands of lesbians march for their rights and for their visibility. And I brought some stickers. Okay. What do you think the LGBT community in Romania wants to underline with this occasion? Sorry, I didn't... What do you think they want to promote here? I think they will promote their rights. I mean... LGBT rights are human rights, and people have to be visible to get rights, and so it's to promote, it's simply to promote their human rights. Do you know about rights being obliterated by the administration in the LGBT community? No. Okay, thank you. You're welcome.